În 1928, Carol i-a cerut soției sale să divorțeze. Jurnaliștii îl urmăreau peste tot. A declanșat un imens scandal în Marea Britanie, de unde a fost expulzat cu tot cu amantă, după ce s-a descoperit că închiriase un avion pe care l-a umplut cu manifeste, pe care urma să le trimită la București. Familia regală britanică a avut și ea un episod nefericit cu regele Eduard al VIII-lea, care a fost, cum să spun așa, un fel de destin foarte similar cu al regelui Carol al II-lea și chiar caracter similar. Și ei erau foarte sensibili la acest lucru. Toată povestea cu Elena Lupescu a constituit subiect pentru multe ziare din Europa de la acea perioadă. Regele Carol era pus într-o ipostază și într-o lumină foarte nefavorabilă, în detrimentul reginei Elena, care era întotdeauna apreciată pentru discreție, pentru calm. Niciodată regina mamă nu l-a vorbit pe rău pe Carol. I-a spus că e plecat în Franța pentru că e bolnav și trebuie să se sănătoșească. Micuțul Mihai trimitea scrisori alături de jucării în care spunea: tati, vreau să te însănătoșești, vreau să vii acasă. Ea a încercat oarecum să facă o altă imagine. În 1930, Carol s-a întors și a uzurpat tronul fiului său, pe care apoi l-a despărțit de mama lui pentru a locui cu el la palat. România a organizat manifestări de susținere pentru mama regelui Mihai, iar Carol i-a interzis să mai iasă în public sau la ceremonii. A pus sub strictă supraveghere Vila Chiselev, unde a locuit principesa Elena. Sunt în cadrul fondului Casa Regală documente de urmărire făcute la cererea regelui Carol al II-lea. De exemplu, o notă din 27 octombrie 1932, o urmărire făcută la Palatul Chiselev, începând cu ora 9 dimineața, când vine o mașină și cu o doamnă. La ora 9:45 a plecat Elena cu o doamnă de onoare, la ora 11:10 a venit răsura. Urmărirea a fost continuă și se urmărea tot ce se întâmpla în palat, cine intra, cine venea, cu cine pleca. În 1930, principesa Elena a acceptat multe umilințe din partea soțului ei pentru a fi alături de fiul său. Stabilise reședința oficială la castelul Peleș, în timp ce regele Carol al II-lea locuia la castelul Foișor, unde foarte repede, în august, se instalează amanta sa, Elena Lupescu. Putem exemplifica pasiunea ei pentru artele plastice prin modificările pe care le face în apartamentul marelui voievod de la mansarda întâi a castelului Peleș, acolo unde primul lucru pe care îl întreprinde este vopsirea în alb a interioarelor, se potrivea personalității vii a unui copil de 9 ani. În 1932, Elena trebuia să petreacă o vacanță de 6 săptămâni cu fiul ei în Marea Britanie. După doar câteva zile, enervat că soția lui l-a îmbrăcat pe Mihai într-un costum la ceaiul de la Palatul Buckingham și nu în pantalon scurt, cum i-a impus el să poarte, Carol a dat ordin ca Mihai să fie adus în România. A fost singura dată când Elena a reacționat. A spus jurnaliștilor britanici că îi sunt încălcate drepturile de mamă. Elenei nu i s-a mai dat voie să se întoarcă în România. A locuit în Germania cu mama ei, care a murit în următoarele luni. Pe 25 octombrie 1932, de ziua fiului ei, Elena a venit în România să-i fie alături, dar Carol a expulzat-o. Principesa Elena a fost escortată de șeful poliției la gara Băneasa, care a fost evacuată ca lumea să nu afle.